Oțelul Galați a învins cu 1-0 pe Internațional Curtea de Argeș în primul meci al returului. Fostul stelist Răzvan Ocroșii a marcat golul victoriei gălățene în minutul 83. Am avut noroc, a spus la final președintele Marius Stan. Sârghii de la Galați a fost eliminat în minutul 88. Dat de Steaua la Galați în schimbul bulgarului Jelev, Răzvan Ocroșii a marcat unicul gol al meciului cu Internațional Curtea de Argeș cu 7 minute înainte de final. Nu m-a salvat și a făcut datoria. Am obținut o victorie cu multă șansă, trebuie să recunoaștem. Accente a ratat cea mai mare ocazie când a trimis cu capul puțin pe lângă poartă. Sârghi a fost eliminat în minutul 88 după al doilea cartonaș galben. Ceața l-a pus probleme jucătorilor, nu și Zapada. Cred că Ceața nu a avantajat nicio echipă.